Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Este cel care a deschis calea spre această izbândă care se conturează pentru Iași în fața unui Rapid care venise pentru titlu. Acum Ioniță, gol pentru Rapid, gol Lucian Răduță, omul care reduce din handicap 2-1 pentru Iași. Rapidul revine în joc, Lucian Răduță, ultimul jucător aruncat în luptă de Ciprian Panait, reduce din diferență și Rapidul încearcă acum o răsturnare de situație. În ultimele 13 minute Petre Ghioraș, nemulțumit de această lipsă de concentrare a jucătorilor săi, iată cât de descoperiți au fost în apărare. A ieșit și Pleșca prea mult din poartă, iar Răduță împinge mingea valistilor piteșteni. Răduță în poziție regulamentară, mingea nu i-a venit foarte bine, reușește să întoarcă doi adversari, faultat de Izvoranu, care va vedea probabil cartonașul galben. Nu mă mir, da. Dacă nici asta nu e faul de cartonaș. Sare și Stevici în duel cu Matici. Sperare rapid. Răduță, Răduță șutează, gol! Răduță reușește să marcheze în al doilea minut de prelungire și poate este o indicație pentru Ioan Andone că trebuie folosit mai des. Al cincelea gol al lui Răduță în acest sezon. O fază care nu anunța mare lucru, Rapidul izbutește să egaleze și iată că speră și la victorie. Anticipă foarte des la aceste construcții ale atacului rapidist. Răduță, sunt doi jucători rapidiști care așteaptă mingea. Spadasio! Poziție din care e mai greu să ratezi decât să înscrii. Caută Spadasio al doilea gol al său în campionat, pentru că a marcat joi în partida de cupă câștigată de Rapid la Oradea cu FC Bihor. Atenția lui Alexandru Munteanu și execuția. Scapă Răduță în partea stângă, Răduță, o centrare pentru Ioniță, gol Rapid, 3-1. Ioniță își încununează prestația din această seară cu golul care aduce bucuria și totodată liniștea în Giulești. Are probabil pe cineva în mod special de îmbrățișat. Ioniță a rezolvat practic de unul singur această partidă cu Gaz Metan Mediaș. Răduță i-a trimis pasa pe care putea să-i ofere ceva mai devreme. O acțiune foarte frumoasă a giuleștenilor, 3-1 pentru Rapid, care nu cred că mai poate. Și iată că reușește, senzațională trecerea lui Sesinia, Răduță! Răduță scăpa din nou de bumbac, la un pas să dubleze avantajul Rapidului. Acțiune excelentă a brazilianului Sesinia. Apreciază și galeria giuleșteană ce se apără bine. Îl vedem acum pe Costin Lazăr. Preian Careu centrează, Lazăr! Încă o ocazie mare a giuleștenilor. Mingea trimisă cu capul de Răduță puțin pe lângă poartă. Iată-l pe Răduță având două ocazii importante în primele 10 minute. Este în continuare 0-0 Rapid Unirea Alba Iulia.
Minutele 4 și 10 sunt cele în care Răduț a avut cele mai mari ocazii ale acestei partide. De fiecare. Dacă ceri, există riscul să, șansa să primești. Din nou Bozovici cu o centrare în marginea careului și gol! Răduță! De această dată nu mai greșește vârful Rapidului. 1-0 pentru Giuleșteni, minutul 20. După ce a ratat de două ori ocazii foarte mari, Lucian Răduță, iată, reușește să înscrie. Viorel Hizo, zici că este antrenorul echipei care a primit gol. Autorul centrării a fost în prim plan. Răduță se duce la Viorel Hizo acum și îi mulțumește antrenorului său. În vreme ce dumneavoastră revedeți execuția lui Lucian Răduță. Tocmai lăudam mai devreme pe Bumbac, care nu a greșit nicio intervenție. De această dată l-a scăpat pe Răduță, de lângă el l-a marcat. S-au disputat aici între cele două echipe două partide, ambele terminate 2-2. Îl vedem acum pe Răduță la un pas de 1-0 Rapidul. Minutul 4 deja, prima mare ocazie acestei partide. Răduță a șutat din prima, din vole, nu a mai așteptat să cadă mingea. Revedeți lansarea, poziția era regulamentară, portarul Cernea era ieșit în afară. Campionatului Național de Hockey pe Gheață dintre Steaua și Sport Club Mircurea Ciuc se joacă la București și Ciucanii conduc cu 3-1. Diego Siz, Răduță și șutul periculos al lui Lazar, o minge care... Au așteptat prea mult rapidiștii, mai întâi Spadasio nu a dat drumul la minge din prima, apoi Sesini a întârziat și el. Să-l vedem acum pe Răduță cu Cernea, 2-0! Răduță reușește dubla, minutul 49, Rapidul conduce cu 2-0 și avem același scenariu din prima etapă, atunci când Rapid a învins cu 4-1 pe Polia și a fost 1-0 la pauză, iar apoi în primele 10 minute ale reprizei secunde, giuleștenii au mai înscris de două ori. Elegant rezolvarea lui Răduță în fața lui Cernea. O nouă gaură imensă în centrul defensivei ardelenilor. Ei bine, și prin acest gol al lui Răduță, Rapid urcă pe locul 4, mai câștigă o poziție, este la egalitate de puncte cu Gaz Metan Mediaș, însă are gol averaj mai bun, plus 3 are Rapidul, plus 2 au Medieșenii. Într-un clasament în timp real ținut al acestei etape cu numărul